În aplauzele dumneavoastră, Horia Moculescu și Adi Minune! Bună seara! Bine ați venit! M-a rugat să stau la pian ca să fie și el mai înalt față de cineva. Mi se pare normal. Nu știți ce băiat bun e. Am venit cu el din America în același avion și nu-l cunoșteam. Mă duc, mă așez și apare el. Și, vai, maestre, zice, am aranjat cu fetele să dea să stau aici să mă vadă și pe mine cineva. Și, păi, dacă sunteți dumneavoastră, cine să mă uită la mine? Uitați-vă la el. E o plăcere de glas. Mulțumesc. Nu înseamnă că el a trecut la muzica ușoară să iau la manele. Nu. Ne-am nimerit aici pe scenă și vreau să vă cântăm împreună o piesă care, sigur, nu scap de ea, dar asta este. De fi tu sală ce la mal, m-aș face rău la umbra ta. O stea pe cerul de opal, de fie noapte m-aș schimba. Și acolo unde ești, o viața asta, în umbra ta, în calea ta. De fi în zbor ori în lunea, m-aș face cuib până de pom. Și primul ful de nedeivi m-aș face din zăpadă om. Și acolo unde ești, o viața asta, în umbra ta, în calea ta. Dă-i ce noapte, somnul dulce i-a închis. Ești de acord? Da. Aș vrea să fiu clipa unui vis. De-ai fi tu marea ce s-a strâns în ochii ce nici când nu mint. Pe obrazul trist pe care au plâns m-aș face o lacrimă de argint. Și acolo unde ești, o viața asta, în calea ta, în umbra ta. Și în ochii tăi, ce noapte, somnul dulce i-a închis. Aș vrea să fiu clipa unui vis. De fi tu sală ce la mal, m-aș face râu la umbra ta. Și-o stea pe cel de opal, de mie noapte m-aș schimba. Și acolo unde ești, o viața asta, în umbra ta, în calea ta. Mulțumim, mulțumim, mulțumim! Aș fi umbrat! Bravo! De la egal la egal! A cântat băiatul ăsta așa frumos! Bravo. A cântat băiatul acesta așa frumos și vine nabila asta. Nabila asta și strică tot, știu. Domnule Moculescu, haideți aici mai aproape de da, națiunea așa română, Adi. În sfârșit mă simt și eu confortabil lângă Dan Helciuc, tot timpul mă simt atât de nesemnificativă. L-am întrebat pe Adi cum se simte aerul la el de acolo jos. Și mi-a spus că e bine, e comod. Circulă. Nu, eu aș vrea să vă întreb cum v-a venit ideea acestui cuplaj. Pe mine m-a surprins la început, după care am simțit că este un punct de interes pentru toată lumea și am zis, da, Horia, te iubesc, așa face. Rămâna Monica. E, datorită ei vă văd pe toți, să știți. Tu știi că la mine, astea cu ascunzișurile nu țin, nu? Adică vede bine acum.
Mi-a dat telefon acum vreo 3-4 săptămâni și mi-a spus, Horia, zice, noi, fetele, am organizat o emisiune specială, o să va ține la Teatru Tănase și am ales 10 piese de dragoste frumoase și a intrat și Salcia. Bravo, mersi. Și eu vin să cântăm pe scenă Salcia cu Adi Minune. Dar de unde știi tu că am făcut așa? S-a auzit la telefon. Da. Și așa a fost. Uite-ne aici. Pot să-l întreb și pe el, da? Uite așa. Poză de familie. Dragii mei. Aici, să facem scara aia cunoscută. Exact. Oh! Nu. Scara lui Helciu. Scara lui Helciu. Dragii mei, încă o dată, eu sunt foarte emoționat că văd atâtea mari vedete aici la Teatru Tănase și cel puțin că am ajuns să cânt aici, la această vârstă. Mulțumesc tuturor celor care m-au invitat și încă o dată mulțumesc și să rămână ție și domnului profesor. Domnule profesor? Să fiți cu mine! Adi, ce le urăm românilor în această ultimă zi a anului? Păi dacă nu face l-o urare, cine să facă? Zi, Adi. Sănătate, fericire, cât mai multă comunicare în casă, să stăm de vorbă unul cu celălalt, să lăsăm de la noi când țipă ea și invers. La mulți ani, dragii mei, vă mulțumesc din suflet. Horia Moculescu, Adi Minune, iată aici un cuplu ad hoc întâmplat în această ultimă seară a anului la televiziunea română. Vă mulțumim din suflet!